Crypto găsește un punct luminos într-o vară furtunoasă. Mamă, ce titluri dau și americanii ăștia. Salutare națiune, bine te-am regăsit la un nou clip. O să discutăm astăzi despre Bitcoin și despre Ethereum. Pentru că din 15 iunie până în ziua de azi, Bitcoin a avut o bătălie cu Ethereum. Ca și rezultat, Ethereum a avut un randament de 103% versus Bitcoin, care a avut un randament de aproximativ 38%. În prezent tranzionează la 23.980 spre 24.000. Dacă mergem să ne uităm la capitalizarea totală a spațiului cripto, vedem că a sărit de 1 trilion și de 100 de miliarde de dolari. Deci suntem la 1,1 trilioane de dolari. Volumele s-au mai îmbunătățit. De ce spun că s-au mai îmbunătățit? Chiar am dat un tweet în urmă cu 16 minute să avem grijă la volumele din piața cripto din ultimele 48 de ore, pentru că au fost destul de mici. Ieri au fost sub 42 de miliarde de dolari, totuși am mai recuperat puțin în ultimele 12 ore și suntem pe la 62 de miliarde de dolari. De obicei, după volumele atât de mici, urmează câteva mișcări destul de interesante ale pieței, așa că v-aș ruga prudență în perioada asta. Imediat intrăm în subiectele noastre de astăzi. Acum, Ethereum e destul de controversat și el, pentru că a crescut 103% în ultimele 48 de zile. Și piața, cumva, așteaptă să tot crească Ethereum. Deci se întâmplă câteva mișcări neobișnuite. Vedem că și intrarea BlackRock în spațiul cripto prin intermediul celor de la Coinbase dă puțină nădejde și în perioada asta suntem cumva liberi la manipulare. Acum e suficient așa un spike, o scânteie și spațiul ăsta s-ar putea să explodeze și să vedem Bitcoin la un 28.000. Nu cred inițial, adică eu nu credeam inițial că s-ar putea să-l vedem în 28.000. Credeam cu mare tărie că merge în zona de 15.000, nu m-am răzgândit, eu încă îs destul de bearish, dar hai să zicem că s-ar putea să mergem într-o zonă de 28.000 de dolari, iar ulterior să mergem într-o zonă de 15.000. Dar acum imaginați-vă următorul scenariu. Piața cripto mai are de scăzut până la halvingul Bitcoinului. Să nu credeți că se termină bear marketul. Cel puțin eu nu cred că se termină bear marketul. În perioada asta se întâmplă sau avem parte de multe manipulări în piață. Ok, mergem să vedem ce randament are XRP-ul. Da, nu prea are randament în ultimele 7 zile. Cu atât mai mult în ultima oră pierde un procent de 1%. Solana și ea tot în jurul prețului de 42 de dolari. Shiba Inu rămâne pe poziție. 3% recuperează în ultimele 7 zile. Și dacă mergem la Elrond, vedem că are o creștere destul de bună. 12% în ultimele 7 zile. A crescut destul de neobișnuit, dar cam asta face Elrond-ul. Când Bitcoin-ul stagnează sau are probleme, Elrond-ul are cumva tendința asta să îl sfideze, într-un fel sau altul. Dacă mergem să ne uităm pe indicele de frică și de lăcomie, vedem că este la 30. Ieri a fost la 30 de altfel. Deci îi frică în piață. Nu-i extrem de mare frică în piață, îi doar frică în piață. Ca și moveri în ultimele 24 de ore. O creștere destul de impresionantă a GRT, recuperează 18%, Flow 13%, Sell 11% și Link aproape de 10%. Credincioșii Bitcoin revin la acțiunile după prăbușirea criptoului. După o criză sfâșietoare de turbulențe și neliniște existențială, investitorii în activele digitale au revenit să se concentreze pe starea de spirit a pieței de valori din SUA, ca un indicator al faptului că s-ar putea să treacă ceea ce e mai rău. Eu aș spune că ceea ce e mai rău de-abia acum începe, nici de cum nu o să treacă. Din nou, halvingul Bitcoin-ului este în 2024. Presupusul șef rus de crimă cripto extradat la San Francisco. Hai să vedem că știrea asta e destul de interesantă. După mai bine de 5 ani de litigii, Alexander Vinnik, presupusul operator a unui exchange de criptovalute, ilicit folosit pentru a spăla miliarde de dolari, a fost extradat din Grecia la San Francisco pentru a fi judecat sub acuzația federală. Deci până la urmă nu scapă, ori găsit pârghii și încearcă să îl constrângă pe Alexander Vinnik.
Crypto găsește un punct luminos într-o vară furtunoasă. Mamă, ce titluri dau și americanii ăștia și cum sună când dăm așa un translate și le tragem în română. Crypto găsește un punct luminos într-o vară furtunoasă. Filosofic de-a dreptul. După ce a fost surprinsă anul trecut cu o prevedere fiscală la care nu se aștepta, industria criptovalutelor și-a crescut cheltuielile de lobby și contribuțiile la campanie și acum și-a găsit prieteni în congres. Da, spațiul cripto îi într-un punct luminos, într-o vară foarte furtunoasă. Apropo de vară furtunoasă, chiar a început ploaia în Timișoara. Deci s-a potrivit mănușă ultima asta parte. Bun, BTC USD a crescut vertiginos, da, într-adevăr, cu 1,4% în ultima sesiune. Perechea BTC USD a explodat cu 1,4% în ultima sesiune. Asta da explozie. Nu se întâmplă în Rusia și în Ucraina, pardon, bombardamentele date de către ruși și copii mici. Asta da explozie, 1,4%, wow! Suportul este la 22.600 și grijă mare că avem o rezistență la 23.494, da, semnal negativ. ETH-USD a crescut vertiginos cu 1,2%. Perechea ETH-USD, vedem că a crescut în ultima sesiune cu 1,2%. Indicatorul Williams indică o piață supracumpărată. Suportul este la 1647 și rezistența la 1770. Indicatorul Williams semnalează o piață supracumpărată. Asta vă spuneam și de Ethereum la începutul clipului, că ceva se întâmplă destul de dubios și oamenii tot așteaptă să crească. Deci au avut o creștere de 103% în ultimele 48 de zile. Prieteni, cam astea au fost update-urile de astăzi. Dacă ți-a plăcut episodul, ajută mult să comentezi în comunitate ce părere ai de mișcările din piață din punctul acesta. Te invit să mă urmărești și pe Twitter, Instagram, TikTok și dacă ești nou, un subscribe ajută mult comunitatea și să apeși clopoțelul ca să fii notificat atunci când postăm. Aici, în fiecare zi, încercăm să vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă în piața macro, nu doar în cripto, dar predominant cripto. Cu voi a fost Robert Grecu, mâine ne vedem la un nou clip, toate cele bune!